Bună dimineața, bun găsit la Daily Briefing. Sunt Claudiu Cazacu, mă bucur să ne reauzim în această dimineață. Ieri a fost o ședință extrem de încărcată de evenimente. Cu toate acestea, euro a rămas într-o zonă mai degrabă de așteptare. Cu toate informațiile noi oferite de Mario Draghi, piețele nu au putut decide până la urmă care este direcția de urmat. Probabil că am fi văzut o mișcare mult mai puternică și mai interesantă dacă am fi avut o scădere a ratei de dobândă. Nu s-a întâmplat acest lucru, dobânda a rămas la 0,75% în Europa și evaluarea în privința economiei reale a fost una mai rezervată. Pe de altă parte, avem o serie de elemente ce par a afecta negativ euro, între care putem spune faptul că, deși în Grecia a fost votat acel pachet de austeritate, totuși e posibil ca să mai fie nevoie de câteva săptămâni până când să avem un răspuns din partea oficialilor europeni în privința eliberării finanțării de care are nevoie această țară. În plus, avem un sentiment general mai avers în privința riscului, deși datele din Statele Unite de ieri au fost destul de bune. Explicația constă în temerile renăscute privind ceea ce înseamnă posibila creștere a impozitelor și a taxelor în Statele Unite anul viitor. Fiscal cliff, așa vă spune și noi de acum înainte, sau zidul fiscal sau prăpastia fiscală, care ar presupune că dacă nu se intervine legislativ, în mod normal cam 600 de miliarde de dolari de tăieri de cheltuieli și majorări de taxe vor intra în acțiune la începutul anului viitor și aceasta ar fi, de fapt, doar vârful icebergului tăierilor care ar trebui să fie implementate în anii următori. Este o chestiune destul de serioasă, care, iată, nu afectează negativ dolarul american, ci pozitiv prin logica apetitului pentru risc în scădere de data aceasta. În economia reală, cererile de ajutoare de șomaj au scăzut la 355.000, o valoare foarte bună, dar această cifră este afectată de imposibilitatea de a înregistra anumite formulare datorită furtunii Sandy. Avem astfel vești favorabile, dar care pot să aibă o structură temporară, cum este în cazul balanței comerciale, a deficitului comercial din Statele Unite, mai restrâns decât cel anticipat, sau a cererilor de ajutare de șomaj, dar avem și chestiuni importante, temeri legate de Grecia și legate de situația fiscală din Statele Unite, care împing deocamdată aceste cotații în jos. Avem astăzi, în privința raportărilor deja programate, în Franța, producția industrială, care a înregistrat o scădere neașteptată și la ora 11, în aproape 10 minute, la ora 11, deci, producția industrială în scădere estimată cu 1,4%. Aici, dacă ar fi să ne dăm cu părerea, probabil că o surpriză lejer pozitivă este posibilă. Mai important însă, la 5 fără 5, avem indicele de încredere a consumatorilor măsurat de University of Michigan, se așteaptă o stagnare la 82,6. Credem că și o valoare peste 80 este una rezonabil de bună, de avantajoasă, și probabil că activele de risc ar fi net susținute dacă vedem o valoare peste 83. Bun, euro este deci în această perioadă de consolidare destul de agitată, am spune noi, dar cu toate acestea există o șansă. Am spune că fundamental balanța înclină către noi scăderi pentru euro, dar tehnic vedem o zonă de ezitare în regiunea retragerii de 38.2. Probabil că e bine să facem puțină curățenie aici. Pe întregul impuls ascendent am avut un pattern care putea fi un double top, dar până la ținta double top-ului, care ar fi mult mai jos, undeva spre 24.36, avem aceste retrageri importante la care prețurile pot rezista, 27.40 sau 27.04. Cam acestea sunt nivelurile pe care le urmărim ca și suport și în ședința de astăzi. Și, în paranteză fie spus, dar important pe termen mediu, dacă săptămâna închide în zona 27.60-27.70,
putem asista destul de ușor în debutul săptămânii viitoare la o testare a liniei de trend descendent înspre 1.28 și probabil chiar și o depășire a acesteia. E o zonă de decizie foarte importantă pentru perioada următoare pe euro-USD. Într-un orizont intraday însă, dacă ne mișcăm în această perspectivă, considerăm că există șanse ca această mișcare laterală să continue, dar pe termen foarte scurt e posibil ca minimul de la 27-17 să fie străpuns. Aceasta este imaginea structurată și tehnic și fundamental pe care o vedem în momentul de față. Dacă înregistrăm o închidere peste 1.2781, abia atunci putem redeveni optimiști pentru o vreme, un prim palier la 28.03, un altul în zona 1.2835, 1.2837, maxime locale anterioare, dar și o linie de trend descendent. Urmărim însă, pe măsură ce timpul trece, dacă această zonă de consolidare nu încurajează în cele din urmă vânzătorii, cel puțin în prima fază. Alte date importante au venit din China, unde producția industrială a crescut lejer ca ritm anualizat de la 9,2% luna trecută la 9,6% și vânzările cu amănuntul au fost de asemenea mai bune, 14,5% ritm anualizat. Pe de altă parte, inflația a scăzut, avem un indice CPI în scădere la 1,7%, ceea ce este iarăși o veste bună, care ar putea determina ulterior un nou pachet de stimulare a economiei, fie monetar, fie fiscal, care să sporească din nou încrederea în piețe. Deocamdată această încredere pare avea nevoie de destul de multe vitamine din partea autorităților monetare pentru a reveni. În situația cablului, a lirei sterline, avem iarăși o formațiune de consolidare, dar care pare a încuraja prea mult cumpărătorii. Lucrurile au iarăși un aspect descendent, atât pe un grafic daily, cât și pe un interior, pe un orizont de timp ceva mai restrâns. Haideți să trecem pe un H1. Vedem aici că aceeași mișcare negativă de pe EURUSD are șanse să se instaleze. O șansă ar fi ca prețul să se oprească undeva în zona 59.35 sau un pic mai jos, spre 59.30. Date importante avem la 11.30, e vorba de balanța comercială. Lira ar fi trebuit să fie susținută și a și fost susținută temporar în ședința de ieri, după ce Banca Centrală nu a anunțat noi tipăriri de monedă, însă e destul de limpede că acest lucru înseamnă o pauză temporară și că nu e deloc garantat că nu vom ajunge la noi măsuri de acest gen. În plus, ceea ce a mai contat pentru apetitul pentru risc și pentru EURUSD, dar și pentru alte perechi valutare, inclusiv GBP/USD, au fost declarațiile ministrului german al economiei, care a vorbit de riscuri semnificative pentru prognoza de creștere a Germaniei. Acest lucru a afectat de asemenea piața de capital, cum vom vedea imediat. Urmărim astăzi, deci, nivelul de 59.35 și în cazul în care acesta este străpuns, 59.28 este un palier destul de apropiat, dar probabil că trebuie să trecem prin orizont daily, să ne gândim deja la un nivel de suport mai important în regiunea 1.58.99, repelul generic de 1.59 despre care vorbeam deja. Piața de capital germană este afectată de aceste declarații și de contextul mai avers la risc. Putem înregistra însă tentația unor corecții pozitive mai importante în această regiune, venind după câteva sute de puncte de depreciere, iar imaginea daily ar putea să se reconstruiască în ideea unui pattern lateral. Nu am fi deloc surprinși dacă am merge înspre 7140 sau chiar spre 7118 și de aici am cunoaște o anumită revenire. Piețele sunt însă sensibile la vești negative și pentru a încuraja opțiunea
ascendentă, ar trebui să vedem fie din acest punct, fie undeva dintr-o zonă cu 20-30 de puncte mai jos, o corecție de măcar, să spunem, de măcar 50 de puncte și o închidere pe H1 dincolo de aceasta. Altfel, logica ar rămâne una predominant descendentă, chiar dacă am rămâne într-o zonă laterală. Ar fi de urmărit astăzi, deci, datele din Statele Unite de privind încrederea consumatorilor, dar și alte declarații suplimentare din partea oficialilor care au un cuvânt de spus în privința Greciei și poate chiar și a Spaniei. Spania deocamdată pare a fi trecută pe plan secundar. Mario Draghi a insistat asupra necesității ca aceasta să ceară formal ajutorul și câtă vreme acest lucru nu se petrece, există un risc suplimentar pentru moneda unică. Petrolul pare destul de liniștit acum, dar probabil că nu va rămâne așa. Avem reperul inferior la 106,76, iar în zona superioară, ca și rezistență, alegem regiunea de 107,68. Observați că în istoric am avut nenumărate indicii că aceasta este o zonă importantă. Într-un interval destul de strâns, de mai puțin de $1 pe baril, prețurile se pot aduna încă o vreme. Depășirea oricăruia dintre aceste praguri ar fi destul de relevantă la nivel de închidere, măcar pe H1. Petrolul are pe de o parte de luptat cu pesimismul privind economia globală și perspectivele sale. Pe de altă parte, în Iran avem aceste riscuri de intensificare a conflictului, între care am menționat și atacul asupra unei drone, asupra unui avion militar fără personal uman american de către Teheran, recunoscut de către Pentagon foarte recent. Ei bine, acest lucru ne arată că nu s-au depășit tensiunile și că, în ciuda presiunii tot mai mari pentru Ahmadinejad, există în continuare riscuri destul de serioase pentru ca lucrurile să scape de sub control aici. Aș vedea foarte interesantă și perspectiva zilnică pe care o vom relua noi într-un material market briefing. Aici observați străpungerea sub nivelul de retragere de 38,2. Acesta este nivelul la 106,76. În plan daily s-a petrecut o singură dată, o singură închidere am avut sub acesta și nici măcar o închidere sub nivelul de retragere de 41,4. Deci este posibil ca acești cumpărători să aibă la un moment dat o șansă. După părerea noastră, chiar și pe termen scurt, balanța înclină, dar intraday, doar foarte, foarte lejer, înclină spre o depășire la nivelul de 107,68, cu un potențial de a merge măcar spre 108,15 și ulterior probabil undeva în regiunea 108,80-108,90. Aproape la fel de mari sunt șansele, doar cu puțin mai mici decât în cazul scenariului ascendent, sunt șansele pentru a închide sub 106,76, chiar și atunci avem un prim nivel de suport în zona 106,10. De menționat faptul că stocurile de petrol au fost în creștere săptămâna aceasta, dar și datorită furtunii Sandy care a închis unele rafinării, acestea vor reveni în activitate și probabil săptămâna viitoare vom avea presiune pozitivă din această direcție. Să aruncăm o privire pe aur. Aici metalul prețios s-a hotărât, e de urmat direcția crescătoare, observat această indecizie, dar remarcase în depășirea liniei de trend descendente, ar fi fost deloc surprinzător să vedem o revenire către 1705, nu s-a mai petrecut și în momentul de față putem asista la o continuare pe un orizont daily a tendinței de apreciere. Chiar și H1 avem un indiciu constructiv. Dacă rămânem la nivel de acțiune hourly deasupra acestei linii de trend, probabil că mișcarea ne va permite până la urmă verificarea nivelului de 1748. Scenariul devine negativ la o închidere sub 1723-1724, cu potențial de a merge din nou către 1705 dolari pe
uncie. În Australia am avut o revizuire a perspectivelor de creștere. Să aruncăm o privire rapidă și pe AUD/USD. Această pereche de risc este vulnerabilă și la evenimente negative din Europa, dar și minutele ultimei ședințe ale băncii centrale au arătat că există o estimare mai slabă privind creșterea economiei locale. AUD/USD se mișcă pe termen scurt între 1.04 și 1.0441. Este o situație asemănătoare cu ceea ce am văzut pe petrol, numai că aici, deși trendul principal este unul ascendent, în opinia noastră, riscurile merg mai degrabă către o închidere sub 1.0397, care să permită o alunecare suplimentară spre 1.0377 și apoi pe linia de trend zona 1.0357. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, o ședință reușită la final de săptămână și un weekend cât mai plăcut. Ne reauzim cu bine săptămâna viitoare. Toate bune, la revedere!